Scriu, să te libere, e un superb histoar de amor, este o superbă poveste de dragoste. Eu cred și eu același lucru, pentru că s-au scris peste 300 de recenzii care au apărut în România, în Suedia, în America, în Canada. Toți vorbesc că este un roman despre deportări. Și eu îi corectez pe cei care spun acest lucru, este un roman de dragoste pe fundalul deportărilor. Adică într-o situație pusă dragoste în situație extremă. Iată, văd că domnișoarele zâmbesc. Sunteți de acord, prietenilor, da? Că e roman de dragoste. Practic, dacă ar fi fost numai despre deportări, nu știu dacă ar fi plăcut atât de mult, mai ales elevilor din clasele superioare, studenților, care îl caut. Este un roman de dragoste. Și eu mă bucur într-un fel, iată și în carte, în limba bulgară. În bulgărește se cheamă Basarabia dragoste. Este titlul cărții traduse în engleză. De ce? Pentru că ca și în limba engleză, în bulgară, tema pentru acasă are o nuanță ironică. Dar tot pe supracopertă, iată, a vorbit domnul Petrencu, iată, scrie Ognean Stamboliev, carte scrisă de un mare maestru, carte Dostoina za Nobel, o carte care merită premiul Nobel. Ei, nu mă laud, eu mă laud alții. A apărut o recenzie în revista Uniunii Scriitorilor din Bulgaria recent, care mi s-a expediat, și Silvia Ciolova, o poetă din Bulgaria, spune același lucru. Este o carte care a tremurat-o și o carte care ar merita premiul Nobel. Eu nu cred că eu merit premiul Nobel, vă spun sincer acest lucru, dar eu cred că suferința Basarabiei merită premiul Nobel. Pentru că dacă s-ar da premiul Nobel pentru suferință, pentru, iată, eu cred că Basarabia de mult trebuia să ia premiul Nobel pentru suferințele extraordinare prin care a trecut poporul nostru. Eu m-am bucurat că la întâlniri de multe ori, foarte multe întâlniri, am avut iarăși vreo 300 de întâlniri, începând cu 2009 și până acum, în diferite sate, diferite localități ale Republicii noastre, la unele întâlniri au participat deportații din satul respectiv, elevii și deportații. Și a fost discuție, mai ales despre deportări. Am avut foarte multe întâlniri, inclusiv am fost Anatol Petrencu, am fost la Căușeni săptămâna trecută, am avut o întâlnire la liceu Mihai Eminescu și au venit și elevii de la liceu Matievici, unde a fost cu vreo două luni în urmă. Au venit iarăși toți acolo la liceu. De ce? Mai aveau întrebări să-mi pună întrebări. Și într-adevăr, discuțiile pe care le-am avut cu elevii se transformau în mese rotunde, în discuții, lumea foarte multe întrebări. Deși am avut întrebări diverse. Vă dau câteva exemple. La Subrești, în raionul Strășeni, au fost doi deportați care au fost la Polul Nord, la Borcuta, trimiși la Polul Nord. Și eu vorbeam că părinții noștri au fost deportați, fără vină, deportații, toți spuneau, iată, am fost trimiși la Polul Nord, eu le vorbeam iarăși de Polul Nord și un copil la sfârșit, zic, ce clasă ești, clasa nouă? Dar zic, ce întrebare pune cel din clasa nouă? Mulți stimați scriitori, Nicolae David, dar spuneți-mă, rog, dar în ce raion e Polul Nord? Adică criulieni pe aici, pe la Strășeni, și când le spui că e la capătul lumii, nu le vine a crede. Am avut multe întrebări din astea foarte curioase la liceu Asache. S-a vorbit foarte bine despre roman și o fată la sfârșit vrea să-și pună și ea părerea, tot clasa nouă, ăștia sunt cei mai interesanți. Mulți stimate scriitor Nicolae Dabija, mi-a plăcut foarte mult povestirea noastră științifico-fantastică. Ceva inventat. Și tot la Chișinău, nu știu la care liceu, tot o elevă mi-a spus că mi-a plăcut foarte mult povestea, nu ați mai scris povești din acestea. Dom'le, ăștia nu sunt povești. Ăsta e drama poporului nostru, pe care dacă nu o să o cunoaștem, iată, vin acuia niște alegeri. Acuia vă zic că unii sunt convinși că trebuie să ne ducem înapoi în Siberia. Și când îi spui copiilor, măi, păi da, și nu-i tot una unde te duci. Dacă nu pui graniță pentru copiii tăi, pentru nepoții tăi, se vor pomeni și ei dincolo. Vreau să vă spun că am avut multe lansări de carte și îmi pare bine că, iată, aici s-a lansat cartea în 2009, când a apărut Chișinău citește o carte, am avut o campanie, după aceea s-a transformat în Republica citește o carte, care a crescut în România citește o carte la sugestia lui Nicu Boaru de la Biblioteca Nicolae Iorga din Ploiești. Am avut diferite întâlniri. Și chiar am avut o întâlnire, nu știu dacă este cineva de la Scoreni, am fost invitat raionul Strășeni, satul Scoreni, scorenii citesc o carte. Au venit, au cumpărat cărți de la redacție, că sunt mai ieftine acolo. Și când am ajuns la Scoreni, am rămas foarte impresionat cum citește un sat o carte.
1200 de oameni au citit această carte. Și în Casa de Cultură eu credeam mai elevi, bătrâni, oameni care au fost deportați, intelectuali, au pus în discuție această carte. Imaginați-vă un sat întreg care a citit această carte. Deci este un lucru extraordinar. Eu nu zic cartea mea este deosebită, dar ea trezește gustul de lectură. Și bibliotecar îmi spunea unul dat, dați-ne cărți bune, că noi cititori vă găsim. Eu am descoperit cu scrierea acestei cărți, am descoperit în Republica Moldova un foarte bun cititor de proză, care poate citi nu numai textele, dar și subtextele. Vă rog, pentru poezie, eu am vreo 80 de cărți, majoritatea sunt versuri, de versuri, dar abia scriind proza, am descoperit că proza are niște posibilități extraordinare. Posibilități să te poți expune. Și atunci, sigur că pentru poezie este nevoie de mai multă pregătire, dar proza îți oferă, ție ca scriitor, îți oferă niște șanse extraordinare de a te putea exprima. Și am văzut mulți copii care au citit, iată, spre exemplu, romanul meu este un roman de dragoste. Dar am avut o întâlnire în satul Mihailov, care am mergit și eu, o fată de clasa 5. A vorbit frumos despre carte, spunea că a pregătit-o cineva, că a avut un discurs așa, vă zic, de critic literar. Se cunoștea că erau cuvinte folosite numai de critici și nu știa, cred, ce înseamnă. Și eu zic că ți-a plăcut, foarte mult mi-a plăcut cartea. Și zic, dar care e momentul cel mai important al cărții? Eu nu m-am gândit care e. Și fata mi-a spus exact, când Mircea se așează în locul mamei lui, în banc. Și mi-am dat seama că ăsta e momentul cel mai... Deci, ce pregătire poate să aibă un copil de 12 ani care a depistat într-o carte momentul important al cărții cu care și autorul pe urmă a fost de acord? Nu mă gândisem. Și mi-am tras concluzia că acesta este punctul cheie al cărții, pentru că Mircea suntem noi, cum a spus, o elevă de la Dante Alighieri. La Dante Alighieri, tot o elevă s-a ridicat și a spus, noi suntem Mircea, cei salvați. Ei spunea că acolo mama este România, nu știu, asta, dar mi-a plăcut ideea, noi suntem cei salvați. Noi putem să devenim cu totul altceva, pentru că Mircea crescuse la un orfelinat, se numea Ivanov al 15-lea, nu știa limba, nu știa cine și la un moment dat îl salvează tatăl, îl salvează mama și el redevine el însuși. Este, cred că, motivul cărții pe iată prins de această elevă. Eu vorbeam cu o elevă tot într-o școală,